tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea, singurul lucru pe care nu-l riști e curcanul de 15 kg, ca și câștigat de cei care se înscriu la concursul nostru și ajung în direct în fiecare dimineață. Astăzi avem 1600 de euro și un curcan cu greutate de la Peneș, curcanul. Hai să vedem ce știe să facă Natalia din Arad. Bună dimineața! Bună, Natalia! Bună dimineața! Ce faci, Natalia? Pe la munci. Ce muncești? Rochii. Faci rochii? Da. Am înțeles. Mai lungi, mai scurte? De tot felul. De tot felul, am înțeles. Foarte bine. Dar e o treabă. Ieri am avut poșete, azi rochii. Însă, dacă vorbim, reținem numerele de telefon, facem un business. Niște cadouașe. Facem un magazin online. Da. Natalia, la serviciu, cu mulți colegi sau cu puțini colegi? Pe lângă cu tine. Cu soțul. Cu soțul? Dar cu soțul. Bun. Da. Am înțeles. Family business. Într-un fel. Într-un fel, auzi. Ok. Foarte bine. E bine că ai un ajutor. Da. Poate conta foarte mult la dublu sau nimic, dar important e ca răspunsul final să vină de la tine, da? Da. Cine o să gătească curcanul? Cred că în doi. Okay. Amândoi. Adevărul că e nevoie de doi. Are 15 kg curcanul de la Peneș. Cu siguranță ajutorul lângă mine. Da. Cum îl cheamă pe ajutorul? Genadi și Natalia. Tare. Da. Bine, Natalia, 6 secunde îți dăm și ție astăzi ca să răspunzi corect la întrebările noastre. Sper să răspunzi bine și de fiecare dată după să fii în dilemă dacă mergi mai departe sau nu. Dacă te oprești, ai doar banii câștigați până atunci și curcanul. Dacă mergi mai departe și greșești, rămâi doar cu curcanul, da? Da. Am emoții. De ce ai emoții? Stai așa puțin. De ce ai emoții? Păi, ca oricare persoană care ar intra în direct, probabil că are emoții. Dar relaxează-te. Uite, asculți de obicei concursul nostru? Da, în fiecare zi. În fiecare zi. Păi și știi să răspunzi la întrebările pe care le adresăm noi? Cam 80-90%. Păi, la fel și astăzi. Uite, azi avem 80-90% din răspunsurile pe care le știi. Deja. Sperăm. Nu e de făcut treabă, îți spun. Da, e de luat bani astăzi. 1600 de euro. Plecăm de la 200. Când îți mai trec emoțiile, începem. Ce zici? Începem. Hai să începem. Mult succes. 200 de euro. Uneori e mai bine în privința emoțiilor să începem mai abrupt. Fapt pentru care, Natalia, te întreb. Cine a scris Capra cu trei iezi? Ion Creangă, dacă s-a auzit. S-a auzit. Capra, ficle, troazezi, pe chinezic, pirezi. Au mai fost niște surprize și de asta... Am zis să verificăm. Da. Dar da. Uite cum au venit 200 de euro, îi punem acolo, sub aripa curcanului. Cum ar veni? Da, sub o aripă. Sub o aripă. Ce punem sub cealaltă aripă? Mai departe. Pătrunjel. Pătrunjel un cioc. Da. Fiecare e cu gândul la... Bine, Natalia, hai. Hai. 400 de euro. Haide, iala. Natalia, ai fost atentă mai devreme când am zis indiciu? Cu a doua întrebare, din ce domeniu e? Nu, n-am băgat de seamă. Da, ai fi știut, recapitulai. E din politică. La politică se pricepe toată lumea. Avea timp să... Natalia, e din politică, dar e simplă, da? Fii atentă. Pentru 400 de euro, cine este premierul Marii Britanii? Boris Johnson. Na. Ce
Înseamnă... Ghenadi știe? Ghenadi e pe externe. Ghenadi, un sos pregătit. E pe externe. El e cu politica mai mult. Bravo. Vezi, de asta e bine să fie doi în jocul ăsta. Doi plus. Mai mulți. Da? Păi ce s-o mai încolo și încoace? Că ați făcut 400 de euro. Este... Și de aici încep discuțiile în familie, că unul zice hai să ne oprim, unul zice hai să mergem mai departe. Nu, mergem mai departe. Mă, revoluție, practic am supărat. Bravo! Faceți rochii scumpe? Acum depinde, pentru fiecare cum e. De nuntă sau... Mirese, naște, domnișoare de onoare. Mama mea, se fac bani frumoși. O bună legătură cu cineva care face poșete. Avem o cunoștință de ieri de la concurs. Bun, deci mergeți mai departe, da? Da. Bine, Natalia. Hai, domnule. 800 de euro. Aici, cred că tocmai pe Ghenadi ca de greu. Întrebarea pentru 800 de euro este: ce supererou Marvel cu ghiare de adamantium, care este un metal fictiv, este interpretat în filme de Hugh Jackman? Nu știu. Of. Ăla cu dublu V, nu? Da. Gata. Cel mai cunoscut din X-Men. Nu știu. Fiul meu se gârșia. Ghiare de adamantium. A fost foarte în vogă în ultimii ani în filmele astea X-Men, cu multe afișe, cu... Wolverine îl cheamă. Da, îmi pare rău că s-a nimerit să nu fiți niciunul dintre... Mamă, eu mă pregăteam, zic, dacă știe la a treia, la a patra, sigur știe. A patra e... A patra mâine acum, ce să facem? A patra vine mâine. A patra mâine. Nu-mi pare rău, nu-i nicio problemă. Merge la cineva care merită mai mult. Bravo, mă rog, ne place de voi că spuneți asta. Dar ați rămas cu curcanul, să nu uitați. Adică nu plecați cu mâna goală. Important e că aveți curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanul. Am verificat noi în cazul ăsta că e curcan românesc. Am verificat pe etichetă, originea pe etichetă. Dar în general când vă procurați un curcan, faceți lucrul ăsta. Bine, Ghenadi, Natalia, mulțumim! Mulțumim și noi foarte mult! Să fiți sănătoși! Vă pupăm, numai la bine! La revedere! Deșteptarea! Good morning! Te trezești cu Europa FM!